Haideți să mergem mai departe, acum la partea de scurtmetraje. În acest an, juriul a fost format din Sorina Adina Vazelina, designer grafic, Paul Mureșan, animator obsedat de animația clasică pe hârtie, Alexandru Lamba, scriitor de SF, editor al revistei online Galaxia 42. Numele trofeului este Vlăduț. Este trofeul care se acordă pentru cel mai bun scurtmetraj românesc. La ediția din acest an, 6 filme românești de scurtmetraj au fost selecționate. Numele lor sunt următoarele. Lazar, regia Alex Tărău. Internet Explorer, regia Andrada Tudorache. Culori, regia Ana Breten. Thank you for your teeth, mulțumesc pentru dinți, regia Cucută și Gennard. Death and the Night, Moartea și Cavalerul, regia Radu Gaciu. Death, Moarte, regia Laura Pop. În acest moment aș vrea să-l invit pe Alexandru Lamba, membrul principal al juriului, pentru a înmâna primile. Mulțumesc! Sunt doar membru al juriului și tocmai de am luat o foaie de hârtie cu mine ca să reproduc cât mai exact cuvintele pe care împreună cu colegii mei din juriul le-am așternut pentru a justifica alegerea pe care am făcut-o. Așadar, construit într-un ritm alert, adaptat deficienței de atenție cu care ne bântuie prezentul, pelicula câștigătoare transpune probleme contemporane într-o perspectivă naivă, prin răsturnări de situații împletite cu umor negru și blândețe. Fresh și nostim, bine dozat, filmul reușește să transmită bagajul emoțional în scene puține. Apelând la stop motion, expresivitatea cadrelor capătă o dimensiune în plus, tehnica montajelor ajutând și ea întregul, la fel cum o face și vocea naratoare și Gubeață. Un mesaj clar și o abordare simplă, întrupate într-un personaj întunecat, contrastând cu coloritul peliculei Thank you for your teeth, mulțumesc pentru dinți, fac povestea de neuitat. Felicitări Gennard, felicitări Cucuta pentru Thank you for your teeth, mulțumesc pentru dinți, felicitări tuturor filmelor înscrise în concurs la această categorie. Aplauze!